Da, da, da. Am și eu câteva teste. Scuze. Propuneți dumneavoastră accesul neîngrădit. Da. Eu o să propun și modificarea literei C. Da, de fapt, aliniatul 6 lipsește. Da, 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 așa este, așa este, da. Da, nu este obligatorie prezența, da. Nu e obligatorie prezența? Da. Dar... Presa nu se prezintă obligatorii din dar pe legea 52, cea a transparenței publice, spune la articolul 7, punctul 4, ordinea de precădere, adică ordinea de, știți dumneavoastră, ordinea de precădere, nu poate limita accesul mass media la ședințele publice. Este foarte clar. Nu poți să spună, domnule, este ocupată sala, nu aveți acces. E a presei? Nu, e legea 52 a transparenței decizionale. Decizionale în administrația publică. Oricum îl fac touch și pe...
Bună ziua! La ședința de astăzi, convocată prin dispoziția domnului primar numărul 423 din 23 iunie 2022, sunt prezenți 20 de consilieri din cei 23 de consilieri locali în funcție. Sunt absenți motivat domnii consilieri local Teodor Cojocaru și domnul Cristinel Dobre, care m-au anunțat potrivit legii de absența lor, și domnul Nicolae Șerban, despre care nu am cunoștință de motivul pentru care nu este astăzi prezent. Ședința este statutară și înainte de a da cuvântul domnului primar, am să vă rog să votați procesul verbal al ședinței anterioare. Vă rog să votați. Procesul verbal al ședinței anterioare a fost votat în unanimitate. Vă mulțumesc, domnule primar, aveți cuvântul. Stimați membri ai Consiliului Local, sunt obligat și dator să vă informez că Buzăul merge mai departe. Plângerea penală care mi s-a făcut a fost clasată. Acea plângere putea să blocheze finanțarea întregului oraș pe ceea ce înseamnă fonduri europene. Problema s-a rezolvat, cazul a fost clasat și Buzăul merge mai departe în ciuda celor care îi vor rău. Atât am avut de spus, vă mulțumesc. Domnule președinte, vă rog să preluați conducerea ședinței. Bună ziua, domnule primar, stimați colegi. Felicitări, domnule primar, orașul nostru merge înainte. Vă propun ordinea de zi în forma în care a fost afișată. Vă rog să votați. Ordinea de zi a fost adoptată în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 124 din 23.06.2022 privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Buzău domnului Teodor Octavian Gheorghiu. Avem buletine de vot. Demisionează.
Da, în urma numărării voturilor a rezultat 20 de voturi pentru. Deci cu da pentru acordarea titlului de cetățean de onoare domnului Gheorghiu. Vă rog frumos să votăm proiectul de hotărâre. Proiectul a trecut în unanimitate. Felicitări. Domnule primar. A votat proiectul cu cetățean. Vă mulțumesc. Un cetățean de onoare, mare profesor universitar, cu recunoaștere internațională. Și astăzi vom avea, dacă vreți să vedeți și în direct, o dezbatere, o conferință cu dumnealui și cu invitați elevi despre ce înseamnă o carieră extraordinară. Continuăm proiectul de promovare a valorilor buzoiene, care au fost și care sunt. Omul ăsta este în viață și ne bucurăm de treaba asta, pentru că trebuie să dăm tinerilor din ziua de astăzi, elevilor, copiilor, modele pe care să le copieze. Vă mulțumesc! Săi de valoare. În semn de aleasă recunoștință, Consiliul Local al Municipiului Buzău vă acordă titlul de cetățean de onoare al Municipiului Buzău pentru rezultatele remarcabile în slujba țării și spre mândria comunității buzoiene. Cu înaltă prețuire, subsemnat. Arhitect profesor universitar dr. Teodor Octavian Gheorghiu, cetățean de onoare al Municipiului Buzău. Fiți sănătos, vă invităm să bună ziua! Cred că se simte că sunt emoționat și am și motive. Cum să spun, nu m-am gândit că voi ajunge în această situație și mă simt cam în același mod în care m-am simțit, mi-am adus aminte zilele astea, la prima ședință a conducerii primăriei din 1990, când eu am devenit arhitect șef și în ședință am simțit nevoia să pledez pentru Buzău. Nu pentru mine, nu pentru știu eu cine din jur, ci pentru oraș care trecuse printr-o perioadă foarte dificilă, după cum se știe, se văd urmele acestei perioade în zona centrală mai mult. Și am considerat că este un moment în care orașul trebuie să renască, așa cum a renăscut de mai multe ori în decursul istoriei. Și a făcut-o bine și de fiecare dată și-a adăugat ceva valori. Și, cum să spun, și astăzi cred că se începe, poate, sau se derulează o asemenea etapă în care eu am foarte mare încredere. Să fiu sincer și sper că nu se supără nimeni, mie îmi place ce se face și ce se prefigurează a se face în Buzău. Și mă refer în primul rând la respectul pentru cultură, pentru învățământ, pentru arhitectură și urbanism. Eu așa simt. Nu mi s-a suflat acest discurs, este ceea ce cred eu. Și până și acest eveniment la care participăm acum este într-o serie care dovedește această încercare a primăriei de a face cunoscute, de a scoate la lumină niște valori din diferite domenii, spre folosul orașului, spre folosul comunității și mai ales a copiilor, pentru că dacă nu este educație, nimic nu este. Vă mulțumesc mult de tot, vă sunt recunoscător și cred că Buzău merită foarte mult, în primul rând să-și recapete, să spunem, noblețea pe care o observa Iorga prin 1990, când Palatul Comunal era în construcție, un oraș nobil făcea comparație cu altele din jur, în care Buzău se detașa prin noblețe și prin calitatea oamenilor lui. Eu zic că și prin calitatea arhitecturii și urbanismului. Încă o dată vă mulțumesc mult de tot! Mergem mai departe.
Proiect de hotărâre numărul 78 din 6-4-2022 pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Buzău. Dacă sunt discuții. Domnule viceprimar, aveți cuvântul. Bună ziua, stimați colegi! Iată-ne că în sfârșit avem pe ordinea de zi un regulament propriu al Consiliului Local. Vreau să mulțumesc colegilor care s-au implicat în redactarea acestui regulament și nu mă feresc să spun chiar o bilă neagră colegilor care nu au exprimat un punct de vedere, deși acest regulament s-a aflat pe grupul de lucru încă de acum 3 sau 4 luni. Vreau să fac un singur amendament, pentru că s-a creat o confuzie. Vreau să fac, să vă propun eliminarea de la articolul 59 a alineatelor 5, 6, 7, unde se vorbește de acea formulă de calcul a indemnizației, întrucât în acea formulă este valabilă dacă optam pentru o indemnizație mai mică de 10% din salariul domnului primar. Pentru că am mers pe formula fixă de 10% din salariul domnului primar, adică formula maximă, atunci nu mai are acest rost aplicarea acestei formule. De aceea vă rog să susțineți acest amendament. Mulțumesc. Domnul Măguleț? S-a strecurat o eroare materială. La pagina 15, articolul 16, în loc de aliniatul 7 litera E, trebuie aliniatul 6 litera E. Eroare materială, da. Mulțumesc. Atunci vă rog să votăm... Aș vrea doar să vă spun la ce a spus dumneavoastră, că acest proiect care ne-a parvenit nu a fost în dezbatere publică în această formă, a fost în cu totul altă formă. Altfel, puteți verifica site-ul primăriei. Vă pot contrazice aici, domnul secretar. Puteți să comparați. Dezbaterii publice, proiectul poate suferi modificări mai mult decât atât, în însuși documentul care a constituit anunțul public, se face mențiune la ultimul alineat că poate suferi modificări. Perfect adevărat, de aceea țin să menționez că forma actuală este diferită de cea care a fost în dezbaterea publică. Mulțumesc. O singură mențiune, dacă îmi permiteți, eu m-am referit la faptul că actuala formă a regulamentului a fost transmisă pe grupul nostru de lucru de WhatsApp către toți colegii. Personal am transmis-o de 2 ori în decurs de câteva săptămâni. La asta m-a referit, nu la etapa procedurală legată de dezbaterea publică pe site. Mulțumesc. Domnule secretar? În etapa dezbaterii publice, despre care vorbeam, a fost depus un amendament de către membrii Comisiei de Sănătate, Muncă, Familie, Protecție Socială și Protecție Copii, amendament care v-a fost comunicat împreună cu celelalte materiale ale ședinței de Consiliu, la care am atașat punctul de vedere al serviciului juridic și al serviciului locativ. În esență, este vorba despre o completare a atribuțiilor Comisiei de Specialitate a Consiliului Local pentru Sănătate, Muncă și Familie, în sensul că aceasta să avizeze mai multe aspecte. Evident că această Comisie de Sănătate, Muncă și Protecție Socială va aviza aceste chestiuni dacă ele vor îmbrăca forma unui proiect de hotărâre. Deci, prin însăși atribuțiile sale de, funcționale, această comisie va aviza aceste proiecte de hotărâre, nefiind necesară formularea acestui amendament. Am atașat acolo și punctul de vedere de la juridic pe care îl îmbrățișez. Dacă... Vă rog să votăm amendamentul propus de domnul viceprimar Ionuț Apostu. Amendamentul a trecut cu 18 voturi pentru. O abținere și unul împotrivă. O abținere și unul împotrivă. Dacă mai sunt și alte intervenții. Vă rog. Domnule primar, stimați colegi, prin acest proiect de hotărâre în care stabilim un regulament al Consiliului Local, practic se încalcă mai multe legi.
se încalcă drepturi cetățenești, se încalcă drepturile presei, se încalcă drepturile noastre ale Consiliului Local de a depune amendamente. Drept pentru care am venit în fața dumneavoastră să vă prezint câteva amendamente de modificare, în mod special articolul 27, privind desfășurarea ședințelor Consiliului Local. La alineatul 2, litera C, care este total diferită de prevederile ordonanței de urgență 57, care stipulează dacă au un interes legitim, cetățenii pot participa. Cine dă acest caracter legitim? Păi pot evident participa dacă în condițiile stabilite de Consiliul Local și asta se face aici. În al doilea rând, se stipulează că proiectele au acces doar la proiectele de hotărâre cu caracter individual. Țin să menționez că și cele cu caracter general, da, influențează viața de zi cu zi a fiecărui cetățean și este evident că este un interes legitim al fiecăruia dintre noi să vină să depună amendamente. Scurtă mențiune, dacă îmi permiteți. Aceste cu caracter general se află în dezbatere publică, pe site-ul primăriei. Au posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere, atât în scris, cât și prin audiențe sau orice altă formă de a-și exprima punctul de vedere. Aveți perfectă dreptate, tocmai de aceea, la acest caracter general, în urma amendamentelor depuse, au dreptul să vină în ședința de plen pentru a-și susține amendamentele. Deci nu putem, prin această prevedere, să le oprim accesul doar pentru cele cu caracter individual. Drept pentru care am un amendament. Pot să vi-l citesc la acest paragraf? Cetățenii cu domiciliul în municipiul Buzău pot participa la ședințele Consiliului Local în condițiile prevăzute de prezentul regulament, eliminând ce am spus mai devreme, interesul legitim și caracterul individual. Acesta este primul amendament, mai am și alte amendamente. Păi ziceți-mi exact la ce articol, la ce... Articolul C1 aici este 27, am spus de la bun început. C1, da? Da, articolul 27, aliniat 2... Deci acolo cetățenii cu domiciliu și reședința vom adăuga. Da, așa, pot și participa așa la ședințele Consiliului Local. Da? În condițiile prevăzute de prezentul regulament. Eliminând cele două sintagme care... Păi în condițiile prevăzute de prezentul regulament, care sunt acele condiții prevăzute de regulament? Astea sunt, pe care le-am enumerat aici, la exact. Ce indice 1. Nu, mai sunt și alte condiții care trebuie să îndeplinite, respectiv depunerea cererii, aprobarea cererii, numărul de locuri și o să revenim la ele. Sunt și alte condiții. Îmi permiteți să formulez un punct de vedere legat de acest amendament. Ați menționat anterior că se încalcă niște drepturi. Ar fi util pentru toată lumea să ne spuneți care sunt aceste prevederi legale care... Sigur. Codul administrativ, articolul 138, alineat 1, stipulează în felul următor. Ședințele Consiliului Local sunt publice, coroborat cu legea 52, care prevede transparența decizională. Aici v-a răspuns domnul vice, care a spus că proiectele cu caracter normativ sunt în dezbatere publică. Da? Da. Bun. Caracter public al ședinței este dat de prezența și de prezență. Nu e așa. Păi nu, vă citesc din... Citiți-mi și după aia vă răspund. Legea 52, da, articolul 3, litera I, spune în felul următor. Ședință publică. Ședință desfășurată în cadrul autorităților administrației publice și la care are acces orice persoană interesată. Da, acolo este alt gen de ședință, nu e ședință de Consiliu Local. Este ședință care se face când e vorba de o dezbatere publică. Există această prevedere în regulament, persoanele interesate au acces, e prevăzut acest lucru. Dar cred că pierdem... Lăsați-mă să mai spun eu două ore. Deci avem articolul 138, alineatul 3, din codul administrativ, care spune așa. Caracterul public al ședințelor Consiliului Local e dat de posibilitatea cetățenilor cu domiciliu sau reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la ședințele Consiliului Local și sau de a le urmări pe internet în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Cum am interpretat eu textul ăsta? Am zis așa. Rezultă de aici opțiunea Consiliului Local de a alege oferirea posibilității cetățenilor fie numai de a asista fizic la ședințele sale,
fie numai de a le urmări pe internet, fie ambele variante. Și noi acum alegem. Deci, indiferent ce soluție adoptăm din astea trei, e legală. Bun. Propun să alegem ambele variante, atât accesul la ședințele Consiliului Local. Păi, nu, asta nu este eliminat, dar accesul fizic la ședințele Consiliului Local este stabilit în condițiile menționate de proiectul de regulament, cu îndeplinirea condițiilor cumulative, cum sunt ele menționate în perfect, doar cu menționat de a elimina cele atunci două sintagme. La vot pur amendamentul domnului... Domnule viceprimar, mai vreți să spuneți? O singură mențiune vreau să fac. Cred că pierdem din vedere tocmai esența democrației. Democrația funcționează prin reprezentanții aleși în mod legitim în urma unor alegeri libere. Din păcate, nu pot avea acces peste 110.000 de buzoieni în această sală de consiliu. Dacă nu are un interes legitim. Exact. Haideți să discutăm pe fiecare amendament. Nimeni nu spune de acces la 100 de persoane. Spunem clar că se limitează acest număr de persoane la 5, în condițiile prevăzute de dumneavoastră, depune de cerere de 24 de ore. Avem și alte amendamente, supuneți la vot și după aceea... Vreți să le votăm în bloc sau... Este opțiunea dumneavoastră, domnule președinte, de ședință. Păi, cred că le votăm în bloc, nu... Le votăm în bloc? Propun pe rând. Vă rog frumos să votăm amendamentul propus de domnul consilier Inirel Crăste. Amendamentul a fost respins. Alt amendament. Tot la litera C, C2, participarea la ședință se derulează doar în intervalul de timp în care se dezbate proiectul respectiv de hotărâre. Propun abrogarea acestui paragraf. Acest aliniat este o consecință a aliniatului 1, în sensul că este aprobată participarea fizică la ședință doar pentru proiectul pentru care cetățeanul are interes. Este evident că pentru celelalte nu are. Ca atare, rămâne în sală doar cât să dezbate proiectul său de hotărâre. Vă supun la vot acest amendament. Amendamentul a fost respins. Mai aveți? C4. Propunere de amendament. Cetățenii cu domiciliu în municipiul Buzău care doresc să asiste la ședințele Consiliului Local vor comunica această intenție secretarului general înainte de începerea ședinței, cu minim 24 de ore înainte, prin cerere scrisă depusă la ghișeul unic al primăriei Buzău sau online pe adresa de e-mail a primăriei. Accesul în sala de ședințe se va face în limita locurilor disponibile, în ordinea depunerii cererilor, minim 5 locuri. Aici o mențiune. Vorbeam de interesul legitim. Dacă sunt 5 cetățeni care depun primii solicitarea, dar care vin să asiste la această ședință ca și cum s-ar uita la televizor și nu vom mai avea locuri pentru cei care au un interes legitim. Legea prevede acest aspect și domnul secretar vă poate confirma că primează interesul legitim, într-adevăr, al fiecărui deponent de cerere. Aceștia, dacă sunt vizați de un proiect de hotărâre, au întâlnitate. Este prevedere legală prin care se stipulează foarte clar că cetățenii direct interesați au întâietate, da, la ședințele Consiliului Local, chiar dacă aceștia au depus ulterior cererea. Nu am identificat această prevedere legală. Supun la vot amendamentul. Amendamentul a fost respins. Vă rog. C5. Solicitările respinse se motivează în termenul prevăzut de lege. Pentru că la C1
sau eliminarea, sau eliminarea de la C1, pentru că am propus, având în vedere că a picat acel amendament unde se stipula neaprobarea cererii, nu se motivează, ori scoatem această prevedere, neaprobarea cererii nu se motivează pentru că se încalcă OG27, sau stipulăm în C5, solicitările respinse se motivează în termenul prevăzut de lege. Să înțeleg, domnule consilier local, că solicitați ca cererile cetățenilor de a participa la ședința de Consiliu Local care nu sunt aprobate să fie motivate. Exact. Invocând ordonanța 27/2002 privind petițiile. Exact. Deci punctul meu de vedere este că această cerere nu se circumscrie prevederilor ordonanței 27/2002 pentru că nu este o petiție în sensul definiției date de articolul 1 în această ordonanță. Pentru motiv pentru care eu apreciez că este justă soluția legislativă adoptată în acest proiect de hotărâre. Supun la vot proiectul de hotărâre, nu proiectul, amendamentul. Adică să se motiveze cererea de respingere. Amendamentul a fost respins. Amendamentul a fost respins. Puteți să spuneți. Având în vedere că a aplicat C5, tot C5. Da, și a aplicat, da, având în vedere acest aspect, tot C5. Înștiințarea cetățenilor ce pot participa la ședințe se face cu minim 3 ore înaintea începerii ședinței. Pentru că nu este stipulat nicăieri, de fapt, se pleacă, pentru că tot acest proiect se pleacă de la ideea că oricum tot ce vine se respinge, da? Atunci trebuie să avem un timp, atunci trebuie să le dați un timp, da? Prin care le aduceți la cunoștință că au acest drept. Vă supun la vot amendamentul. Încă două voturi. Amendamentul a fost respins. Vă rog. Punctul D. Primul paragraf, că sunt două paragrafe aici. Ședințele de Consiliu Local se filmează și se transmit live pe pagina de Facebook a primăriei a municipiului Buzău pe contul de, și pe contul de YouTube, precum și pe pagina de internet, în paranteză website, având în vedere că nu toată lumea are Facebook, a primăriei municipiului Buzău, de către operatorul căruia s-a atribuit, potrivit legii, acest serviciu. Și al doilea amendament, eliminarea următorului paragraf, da, prin care se precizează, presa poate utiliza imaginile realizate potrivit alineatului precedent, fără a mai fi necesară prezența sa efectiv în sala de ședință, lăsându-l pe colegul meu, domnul Florescu, să propună un amendament. Stai, ați propus acum un amendament sau nu? Da, am propus amendament de modificare pentru adăugarea de transmitere a ședințelor live pe pagina de website a primăriei, pentru că nu toată lumea are acces la Facebook, să fie și pe pagina primăriei, da? Și, de fapt, e același amendament. Are acces la YouTube, domnul consilier, e același lucru. Nu este același lucru, nu toată lumea. Nu, e un singur internet avem. Vreau să susțină următorul amendament. Modificarea acestui articol în sensul eliminării acestei dispoziții care spune că prezența presei nu e obligatorie. Asta vrea să spună, nu? Amândouă. Și eliminarea acelui paragraf prin care se spune că prezența presei nu este obligatorie, dar și modificarea, adică adăugarea pe website. Dau cuvântul domnului secretar. Domnul Dragoș, care filmează, o să vă răspundă la prima parte a mea. Oricine are acces la Facebook, și dacă are cont și dacă are telefon. Acum suntem în direct și pe Facebook și pe YouTube. Putem adăuga un link către YouTube sau Facebook pe website-ul. Exact, despre aceasta este vorba. Exact despre aceasta este vorba.
Sunt platforme private, având în vedere că sunt platforme private, oricând vă pot închide contul, de aceea vă propun să puneți și pe site-ul primăriei un link, este foarte ușor să faceți acest lucru. Și al doilea, dacă vreți să-l votați pe acesta, atunci îl luăm separat, presupun că următorul nu-l veți trece, și propun ca amendament eliminarea lui. Deci la litera D, da. Exact, exact. Vă supun la vot amendamentul propus de domnul consilier. Și renunțați la... Deci litera asta ați împărțit-o în două. Deci ăsta cu pe pagina primăriei. Votăm acum, vă rog. Da. Amendamentul a trecut. Următorul amendament este de abrogare a următorului paragraf. Presa poate utiliza imaginile realizate potrivit alineatului precedent, fără a mai fi necesară prezența sa efectivă în sala de ședință. Repet, domnul Florescu va depune un amendament. Ședințele oricum, în opinia mea, sunt publice, sunt transmise live, deci nu sunt filmate, presa poate lua imaginile, nu cred că e o problemă în chestia asta. Vă supun la vot amendamentul propus. Amendamentul a fost respins. Vă rog. Mai departe, vă rog. Aveți cuvânt. Am și eu un amendament, dar înainte vreau să apreciez munca care a fost desfășurată la elaborarea acestui regulament de ordine interioare, de funcționare a Consiliului, pentru că nu este o muncă ușoară. A durat ani de zile, din diferite motive, dar domnul secretar s-a implicat și în sfârșit avem un instrument care este foarte eficient în dezbateri și sigur ne va fi folositor de aici înainte. În schimb, am un amendament în sensul că la articolul 27 să se introducă un aliniat 6. Și acest aliniat să sune așa. Accesul presei la ședințele Consiliului Local se face direct, liber și necondiționat. De ce susțin acest lucru? În primul rând, avem dispoziții legale foarte puternice. Prezența presei, mass media, la dezbaterile publice, la toate hotărârile care se iau de organele legislative, și noi suntem un mic organ legislativ, este impusă de articolul 10 din Convenție, de articolul 30 din Constituție. Am verificat regulamentele de funcționare de la Camera Deputaților sub acest aspect, de la Parlament, de la sectorul 1 chiar am avut timp. Sunt reguli prin care presa poate să participe, este obligatoriu să fie primită. Așa vedem noi, din păcate, dacă nu erau acele regulamente la Parlament, din păcate, cum un parlamentar doarme, cum un parlamentar se joacă pe telefon, asta înseamnă că accesul este liber și necondiționat. Altfel de dispoziții înseamnă o cenzură indirectă a presei, lucru neacceptabil. Vă rog să votați acesta, să supunem la vot, sau dezbaterilor... Mai spuneți o dată amendamentul, vă rog. Aliniat 6. Accesul presei la ședințele Consiliului Local se face direct, liber și necondiționat. Supun la vot amendamentul. Amendamentul a fost respins. La articolul 27 o să fac o renumerotare a aliniatelor, deoarece lipsește aliniatul 6.
7 va fi 6, 8, 7 și așa mai departe. La fel și la articolul 23, domnul secretar, unde apare de două ori alineatul 5. Articolul 23, unde apare de două ori articolul 5, al doilea articol 5 devine 6 și... Aia mi-a spus, da. Domnul... Da, da, am înțeles. Da. Mai am amendamente. Aș mai adăuga și punctul E. Având în vedere că sunt acele solicitări scrise de către cetățeni, la ce articol? Tot la 27, este infamul 227. Articolul E, care sună cam așa. La începutul ședinței Consiliului Local, secretarul general înștiințează consilierii locali cu privire la numărul cererilor depuse, respectiv al cererilor respinse. Din punctul meu de vedere, nu e necesar un amendament, o să o fac la începutul fiecărei ședințe. Vrem să stipulăm negru pe alb, domnule secretar, am toată încrederea în dumneavoastră, dar adăugarea acestui punct în regulament... Supun la vot amendamentul. Amendamentul a trecut. Ultimul și gata la articolul 19, pentru că aici, domnule secretar, 19, articolul 27.19. Aici, practic, îngrădește dreptul consilierilor de a depune amendamente, restrângând drepturile consilierilor locali de a depune amendamente chiar și pe oportunitate politică. Având în vedere că dumneavoastră sau cine a făcut acest regulament, spuneți că se poate doar amendamente tehnico-legislative, aceste amendamente verbale sunt o problemă pentru că ele trebuie să se întoarcă pe tot cursul proiectului de hotărâre. De aceea recomand ca aceste amendamente să se facă scris pentru a se verifica legalitatea lor, da? Dar toate celelalte amendamente se pot face și verbal. Cu respect vă menționez că nu sunt de acord cu interpretarea dumneavoastră pe care o dați acestui alinean 19. Aici e vorba de amendamente în plus față de cele pe care ați spus dumneavoastră că le pot face consilierii locale, adică pe cele de fond, de oportunitate, etc., se pot face și amendamente verbale care să vizeze aspecte pur tehnice, cum sunt astea legate de corele tehnico-legislative, gramaticale sau lingvistice. Prin urmare, nu cred că este o eroare prin faptul că acest alineat 19 își are locul aici în proiectul de hotărâre. Aici, dacă îmi permiteți, aici a fost făcută aceasta, pusă de fapt în regulament această prevedere, pentru că apar diverse chestiuni în plenul ședințelor de Consiliu. Știți foarte bine, descoperim o eroare, uite, a fost cazul amendamentului domnului Murguleț, la proiectul de hotărâre următor, iarăși s-au strecurat două erori materiale, pot apărea chestiuni din astea pur, mă rog, și neprevăzute. Și dacă îmi permiteți, așa cum rezultă din preambulul proiectului de hotărâre, la temeiul adoptării acestui proiect a fost avut în vedere Ordinul 25/2021, care arată cadrul general al acestui regulament. Iar acest text este preluat din acel ordin. Doar că, domnule secretar, amendamentele tehnico-legislative pot provoca o problemă în ședințele de Consiliu Local și mai degrabă ele ar trebui să fie scrise pentru a parcurge acel... Asta este opțiunea fiecărui consilier local să-și aleagă maniera în care înțelege să formuleze amendamente. Fie el de fond, fie el de formă. Ok. Pot să nu mai depun niciun amendament dacă interpretarea noastră este una că se pot depune amendamente și de fond. Da? În regulă. Iar mulțumesc. Legea primează. Dacă avem o dispoziție legală de ordin superior, asta nu mai e aplicabilă. Ok, dacă nu este restrictiv, atunci este în regulă. Nu este, fără îndoială, este o adăugare la celelalte amendamente, adică s-a învederat că un consilier local poate să facă și amendamente de formă, amendamente lingvistice, nu numai de fond sau de oportunitate. Mulțumesc. Așa cum bine ați menționat mai devreme. Dacă mai sunt alte intervenții asupra proiectului de hotărâre, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Aveți cuvânt. Da, am trei amendamente de făcut. Tot la articolul 27, aliniatul 2,
același punct C1. Spre final spune că cetățenii care au cerere aprobate de președintele de ședință, consider că nu președintele de ședință ar trebui să fie cu aprobarea prealabilă și domnul secretar. Atribuțiile secretarului general sunt expres prevăzute în articolul 242-243 din Codul Administrativ. Prin urmare, apreciez că, fiind vorba de o chestiune legată de deliberativ, din care eu nu fac parte, ar trebui să fie apanajul președintelui de ședință, consilier local, care să se pronunțe cu privire la... Atunci, dacă nu, comisiile de specialitate. Nu poate președintele de ședință să știe implicarea fiecărui cetățean în proiectul respectiv. Păi oricare din consilierii locali, în opinia mea, analizând proiectele de hotărâre, trebuie să-și dea seama dacă... Să fie minim doi, să nu fie o singură persoană atunci, dacă nu... Trei măcar! Nu poate, dar nu, e balotaj. Adică să nu fie, nu știu. Comisia de specialitate. Comisia de specialitate atunci. Președintele Comisiei de Specialitate. Sau președintele... Și ajungem din nou la președinte. Hai să lăsăm așa. Consider că e ok așa cu președintele de ședință, supun la vot amendamentul. Aș vrea doar să atrag atenția domnului secretar că la articolul 243, la atribuțiile secretarului general, la punctul P și alte atribuții date de către... Dar deci pur ați putea. În legătură cu atribuțiile lui de serviciu. Eu nu sunt consilier. Supun la vot amendamentul. Ei, cum a spus cu secretarul ăsta? Ar fi o emisiune a... Amendamentul a fost respins. Bun. La articolul 77, aliniatul 1, spune în felul următor. Consilierii locali răspund în nume propriu pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar pentru activitatea Consiliului din care fac parte și pentru hotărârile care l-au votat. Aici... Nu, eu vreau doar, nu neapărat amendament, ci... Păi nu, vreau să știu, să știu clar, răspund doar pentru ce votez sau răspund și pentru... Ce votează... E clar că pentru ce votezi, în primul rând. Ce votezi. E inclusiv acolo. Pentru ce votezi. Și răspundeți. Alt amendament mai aveți? Și la... Stai, numai puțin. Și la articolul 27, alineatul 10, propun maxim 5 minute și nu 3 minute. Cum a fost domnul Irinel Cristea, acum domnul președinte de ședință îi bloca cuvântul. Da. Și tot e bine, 5 minute. Nu cred că am blocat cuvântul niciunui coleg. E un termen de recomandare. Sau haideți să facem în funcție de ponderea partidului, ca în Parlament. Acum, 5 minute de fiecare consilier? Domnul Roșiu. Da. Domnul secretar, apreciem munca și efortul care l-ați depus, așa cum a spus și colegul nostru, pentru crearea acestui regulament de organizare și funcționarea Consiliului Local. Am lucrat cu colegii. Vreau și ca pură, știu eu, curiozitate din partea tuturor, a mea cel puțin, de ce presa nu are acces în sala de ședință? O parte a presei sau presa. Este ca și cum, știu eu, ședințele din Parlament să aibă acces doar televiziunea publică, televiziunea română și toate restul televiziunilor private să preia aceste imagini de la televiziunea publică. Deci, văd un pic de cenzură. Haideți, dați dumneavoastră explicația care este cauza, cu ce încurcă această situație. Spuneți, stimați colegi, dacă greșesc cu ceva. Adică, haideți, permiteți-mi o intervenție, pentru că eu am fost și în partea cealaltă a baricadei, eu am fost și în presă și am participat la ședințele Consiliului Local. Era alt regulament, domnule. În acei ani erau și foarte puține mijloace de informare în masă. La acest moment, eu aș aprecia că sunt undeva la 40-50, poate chiar mai multe de bloguri, site-uri,
diverse forme de manifestare a jurnalismului și chiar, Doamne ajută, la mai multe, pentru că știți bine, presa este benefică, este bună pentru democrație. Problema mea este următoarea. Dacă toate aceste ședințe se transmit live, în timp real, nu văd rostul de a fi aici în sală încă 40-50 de ziariști. Domnul, asta e o speculație de politruc. Politruc și populist. No. Cum adică? Credeți că o să vină 50 de oameni? Chiar, dacă și eu sunt politruc, domnul Florescu, înseamnă că trăim în alte vremuri. Asta e explicația, că dacă sunt 100. Nu, ideea este că presa trebuie să aibă acces direct, pentru că sunt decizii ale CEDO-ului, articolul 10, e Constituția, da, dacă vă interesează. Dacă nu vă interesează, cetățeanul, presa are libertatea să dea informații fără cenzură al instituțiilor publice. Articolul 10 din CEDO, citiți, libertatea presei de a comunica informații fără amestec cu autorităților publice. În condițiile în care te uiți pe la televizor, e direct, nu autoritatea publică face aceste filmări? Aici e problema, mai mult juridic, dar așa dumneavoastră dați explicații care numai niște dau copii fac. Dau domnului secretar. 50 de reporteri. Păi și vă spun eu că o să vină 4-5, că restul nu vin. Spun ce pentru ce sunt plătiți. Ba, vor veni, domnul consilier. Vor veni și nu au acces fizic în sală. La primărie nu vin. Stați liniștiți. Și ca să nu rămână acolo. Apropo de asta, ați recuperat banii care s-au cheltuit. Curtea de conturi acum 2 ani de zile a stabilit cheltuieli nejustificate pe publicitate. Le-ați recuperat? E proces. O secundă, domnul care face transmisie, am vrea să fac o precizare. Credeți că cineva de la presă poate să ofere acest mic? Credeți că cineva de la presă, poate oferi acest mic de filmare? Să ofere acest unghi de filmare. De aceea nu ne referim la imagine, la informarea cetățenilor. Cetățenii trebuie să informeze fără filtru și fără amestecuri. De aceea se vreau 6 camere și s-a făcut să dau cuvântul domnului secretar. Ca să nu rămân dator domnului consilier local Roșioru, deci eu vă răspund prin prisma atribuțiilor mele de serviciu. Eu pot să mă pronunț doar cu privire la legalitatea sau nelegalitatea acestei prevederi legale. Este perfect legal, așa cum este menționat articolul care a făcut obiectul acestei dezbateri. Care spune că nu e obligatorie. Ăsta e legal, nu? Care spune că prezența presei nu e obligatorie, nu? Nu, este articolul 138 referitor la desfășurarea ședințelor Consiliului Local, iar la liniatul 1 este definit caracterul public al ședințelor Consiliului Local. Iar mențiunea, așa cum este ea menționată în proiectul de hotărâre, se circumscrie și în fapt, și în drept, și în litera, și în spiritul legii. Prin urmare, mențiunea din proiect, așa cum este ea făcută, este legală. Deci, din punctul deci regulamentul de la Camera Deputaților, regulamentul de la Senat, care prevede proceduri de prezență permanentă, inclusiv la Comisia Presei, e nelegal. Și ăsta e legal. Este o opțiune a organului colegial. Am înțeles. Da. Mai așa întrebare. Mai așa întrebare pentru domnul secretar, ca să stabilim. Este legală prezența presei la ședințele Consiliului Local? Este opțional, legală? Opțional. Este legală, da sau nu? Dacă majoritatea votează să nu presă, conform legii, nu conform acestui regulament, pentru că încă nu a fost votat. Conform legii, este legală prezența? Păi conform legii, ziceți-mi la ce articol să mă raportez ca să vă răspund în conform. Vă gândiți dumneavoastră îmi spuneți dacă este legală sau nu prezența? Nu, mi-e spuneți pe ce articol să mă pliez și vă dau răspunsul. Așa, legea e mare. Deci dumneavoastră îmi spuneți că nu știți dacă este... Vă rog să votăm proiectul de hotărâre. Este legal. Dacă este legal, atunci înseamnă că ține de oportunitate politică și dumneavoastră, domnule consilier PSD, ați refuzat accesul presei în sală. Mulțumesc frumos. Domnule consilier, vă rog să votăm proiectul de hotărâre. Domnule consilier, se pare că sunteți mai politur ca mine. Proiectul a trecut în ansamblu cu 14 voturi pentru. Proiect
de hotărâre numărul 101 din 12.05.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de administrare a depozitelor de deșeuri pentru deșeurile municipale și a deșeurilor similare din municipiul Buzău. Aici, dacă îmi permiteți. Vă rog. Dacă îmi permiteți, stimați colegi, în proiectul de hotărâre s-au strecurat două erori materiale. Am să le dau citire cu rugămintea de a fi consemnate de domnul secretar și a fi modificat proiectul de hotărâre. Și mă refer aici la înlocuirea sintagmei serviciul de administrare a depozitului ecologic Gălbinaș și de depozitare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din municipiul Buzău cu următorul text. Serviciul de salubrizare al municipiului Buzău pentru activitatea de administrare a depozitului de deșeuri și sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor sau a deșeurilor municipale în tot cuprinsul documentației, pentru că era această eroare. Și a doua eroare, îndreptarea erorii materiale din articolul 5 al proiectului de hotărâre cu privire la operatorul depozitului. În tot cuprinsul de documentației se precizează că operatorul depozitului este societatea RER Servicii Ecologice SRL, iar la articolul 5 din eroare s-a înscris RER Sud. Sunt două erori materiale, nu... Vă rog să votăm proiectul cu aceste erori materiale modificate. Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 102 din 12.05.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de sortare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din municipiul Buzău în stația de sortare de la Vadul Pașii. Vă rog să votăm. Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 103 din 13.05.2022 pentru aprobarea regulamentului local privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare și stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și plantate pentru construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului Buzău. Vă rog să votăm. Proiectul a trecut cu 19 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 117 din 22.06.2022 pentru aprobarea trecerii bunului grup sanitar public, construcție și instalații situate în municipiul Buzău, Parcul Crâng, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău în vederea scoaterii din funcții une, valorificării și casării acestuia. Supun la vot proiectul. Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 118 din 22.06.2022 privind modificarea a patra a bugetului municipiului Buzău pe anul 2022. Vă rog, domnule viceprimar. Dacă îmi permiteți, am un amendament aici. Proiectul a suferit o modificare de ultimă oră pentru că a venit o suplimentare de fonduri pentru creșteri de la administrația financiară. De aceea vreau să propun următorul amendament. În preambulul hotărârii se va menționa adresa numărul 96768 din 28.06.2022 primită de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Buzău, înregistrată la municipiul Buzău cu numărul 125534 din 29.06.2022. Se introduce un nou articol, astfel, articolul 1.1, se aprobă majorarea veniturilor și cheltuielilor bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2022 cu suma de 128.000 lei, rezultând veniturile bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2022 la suma de 531.415.000 lei, iar cheltuielile la suma de 545.691.000, conform anexei numărul 1, indice A pe 2.
se va modifica anexa 1A pe 1 la program 2022 și program actualizat la venituri 531.415.000 lei și la cheltuieli 545.691.000 lei la cheltuieli capitol 65.02. Suma 62.343.000 lei și la bunuri servicii cod 20 suma de 23.094.000 lei. Se introduce anexa 1.A pe 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se modifică articolul 4 astfel, anexele numărul 1 per A per 1, 1A per 2 și 2A fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Este o chestiune pur tehnică legată de influența sumelor venite de la Administrația Județeană a Finanțelor și anexele modificate le voi preda domnului secretar. Mulțumesc! Vă supun la vot amendamentul. Amendamentul a trecut în unanimitate. Supun la vot proiectul de hotărâre. Proiectul a trecut cu 17 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 119 din 22.06.2022 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în HCL numărul 98 din 26.05.2022 privind aprobarea modificării și completării organigramei numărului de personal și statutului de funcții al SC Ram Termoverde SRL Buzău. Vă rog să votăm. Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 120 din 22.06.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economice aferenți obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare a 14 străzi din municipiul Buzău. Vă rog să votăm. Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 121 din 22.06.2022 privind participarea municipiului Buzău la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, program finanțat din Fondul pentru Mediu și aprobarea devizului general aferent obiectivului de investiții modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Buzău. Vă rog să votăm. Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 122 din 22.06.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Buzău, finanțat prin programul administrației Fondului pentru Mediu. Vă rog să votăm. Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 123 din 22.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, prelungire rețea canalizare și preluare ape pluviale, Bulevardul Unirii, tronson strada Frăsinet, pod Mărăcineni. Vă rog să votăm. Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 125 din 23.06.2022 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2022 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău, în vederea încadrării în prevederile OUG numărul 63 din 2010 pentru modificarea și completarea legii numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale, precum și stabilirea unor măsuri financiare. Vă rog să votăm.
Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 126 din 23.06.2022 privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societății Comerciale Transbuz S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunelor Săgeata și Robească. Vă rog să votăm. Proiectul a trecut. Proiect de hotărâre numărul 127 din 23.06.2022 pentru aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, în vederea implementării proiectului de investiții, elaborare, studiu de fezabilitate, PAC și elaborare proiect tehnic pentru completarea actualei șosele de centură a municipiului Buzău prin configurarea unui orbital, drum concentric situat în viitorul intravilan al municipiului Buzău, ținând cont de aplicarea conceptului de oraș radial concentric. Tronsoanele, câteva cuvinte, da, te rog să te numai. Tronsoanele 1, parțial, 2, 3, 4 și 6 pe teritoriul municipiului Buzău. Domnule primar, aveți cuvântul. În urma analizei proiectului de realizare a autostrăzii A7 care trece pe lângă municipiul Buzău, am constatat cu câteva luni în urmă că nu eram conectați decât parțial la această autostradă și parțial la viitorul drum expres Buzău-Brăila. Ne-am întâlnit cu reprezentanții Ministerului Transporturilor, ACNAIR-ului, au fost mai multe discuții, inclusiv vizite în teren aici la Buzău, la Ministerul Transporturilor, și s-a ajuns la această situație care putea face din municipiul Buzău al doilea oraș din România după București, cu un sistem orbital, cu un sistem concentric de străzi. În fapt, aici este vorba despre acest inel exterior de 26,4 km, care va, noi astăzi predăm, realizăm o predare a bucății care până acum însemna ideea de centura de est, care sigur va fi prelungită până la cele două, cum să numesc, lacuri de pescuit concesionate a JVPS-ului. De acolo va merge între Suflet și Avicola și se va lega cu viitorul drum expres Buzău-Brăila, dar atenție, în spatele zonei industriale, unde fusese proiectat după timpurile celelalte, un al doilea, să spunem, bulevard al industriilor, să spunem o alee a industriei numărul 2. Acest lucru, inclusiv cu conectarea care se va face pe sub calea ferată, care este aici la podul, zicem, Nehoiașul, de la drumul Buzău, să zicem, Merei, Buzău-Ploiești, calea ferată, podul ăsta care dincolo avem Lucoilu, va trece, se va lărgi strada și centura de nord și va fi o trecere pe sub calea ferată și va fi legătura tot la aleea industriilor numărul 2, zicem așa, între ghilimele, și, bineînțeles, conectarea cu drumul expres Buzău-Brăila și cu implicit cu drumul, cu autostrada A7. Având în vedere că ne dorim în continuare și legătura la un aeroport, și acest aeroport ar putea fi transformarea unei părți din aeroportul de la aerodromul militar de la Buboc în aeroport civil, am reușit să conectăm și pe fonduri europene aeroportul, aerodromul militar cu încă 7 comune de viitoare autostradă A7, care, așa cum știți, pe tronsonul ăsta Ploiești-Buzău sunt deja semnate contractele, fiind în licitație acum tronsonul Buzău cu pod cu tot până la Focșani. Deci vă rog să votați acest proiect pentru că este foarte important pentru ce va însemna viitorului conectarea Buzăului la rețelele naționale de transport. Și nu pot să nu adaug aici, urmează să se finalizeze și studiul de fezabilitate pentru magistrala căi ferate 500 București-Vicșani, care va asigura tot pe fonduri europene, pe PNRR, reabilitarea totală a acestei căi ferate, având în vedere că Buzău este cel mai important nod de cale ferată din sud-estul României. Deci vom avea conectare îmbunătățită la rețelele naționale și acest lucru ne va ajuta. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru aceste clarificări, domnule primar. Alte discuții?
Vă rog să votăm. Proiectul a trecut în unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 128 din 23.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie-septembrie 2022. Vă rog să votăm. Proiectul a trecut în unanimitate. Trecem deci, la Olariu n-a trecut la PSD, domnul Nedel, să nu spun asta. Felicitări. Trecem la capitolul diverse. Dacă sunt alte discuții, vă rog, domnul consilier Ineler Cârstea. Da, două aspecte, domnule primar. Ne bucurăm cu toții. Am primit acea decizie de la DNA Ploiești, așa cum spuneți și dumneavoastră și vă place să spuneți Buzău merge înainte și mă bucur că Buzău merge înainte. Însă am urmărit declarația dumneavoastră cu privire la următoarea etapă pe care ar trebui să o faceți în acest caz. Și aș vrea să vă întreb dacă ați depus vreo plângere împotriva persoanei sau persoanelor care au depus... pentru că ați spus că veți face acest lucru și vreau să știu dacă ați depus. Cum vă gândiți să descoperiți pe căi legale, dacă ați identificat căile legale de a descoperi persoana sau persoana care a depus acea cerere? Pentru că, într-adevăr, domnule primar, este în interesul nostru al tuturor să vedem cine este acea persoană sau care sunt acele persoane pentru a vă îndrepta în instanță împotriva lor și veți avea susținerea noastră și dacă aveți un obiectiv de timp pentru toate aceste lucruri, urmând să vă mai pun încă două întrebări după aceea. Nu voi comenta nimic la această problemă, este o problemă personală. Dincolo de toată treaba asta, acest om care a făcut acest lucru trebuia să gândească în primul rând și la el și la buzoieni. Sigur, libertatea și sănătatea sunt cele mai importante două lucruri pentru un om, dar ideea este că se bloca într-adevăr orașul. Prin acea ordonanță 40 din 2015 nu face alegere și legiuitorul de atunci a greșit, pentru că suntem singura țară care avem așa ceva din Uniunea Europeană, în sensul că se blochează automat finanțarea. În acel document de declasare acestei plângeri spune că acest caz era cercetat inclusiv de parchetul european și chestii foarte ciudate. Oricum, mulțumesc pe această cale, dacă e să ne audă, procurorilor de la DNA Ploiești, care într-adevăr au făcut un lucru grozav, au judecat la timp chestia asta, că se putea lungi, că s-a mai întâmplat acest lucru ani de zile și să dea un răspuns dacă ești penal sau nepenal. Eram sigur că este nepenal, pentru că nu am încălcat legea și nu am venit aici să încalc legea, chiar dacă unii cu studii în domeniu au susținut altceva, dar să arăt întâi spre ei și pe urmă spre mine. În primul rând, n-ar trebui să o luați personal la acea cerere, pentru că este împotriva buzoienilor. Personal, vreți să mă bagi în pușcărie și nu poți să iau personal. Era împotriva buzoienilor, într-adevăr, domnule primar, și de aceea este în interesul tuturor să descoperim cine sunt acele persoane. Bun, trecând la a doua parte a interpelării, probabil că știți rezultatul dosarului 2284 pe 114 per 2021, iar dacă nu cunoașteți după număr, vă spun că este vorba despre procesul intentat de către fostul director BICAP, Mădălin Tudorache, proces pe care l-ați pierdut și l-a recurs la Ploiești. Și aș vrea să vă întreb, domnule primar, pentru că acolo am citit motivarea instanței și aș vrea să ne spuneți care a fost motivul pentru care persoana abilitată, pentru că nu erați dumneavoastră acea persoană conform legii, persoana abilitată să efectueze evaluarea, nu a evaluat funcționarul, ci ați evaluat-o dumneavoastră. De ce ați evaluat, ați preferat să evaluați dumneavoastră acea persoană și nu persoana care era abilitată de lege? Asta ar fi prima întrebare. Nu v-ați gândit că dumneavoastră, fiind cel care aprobă un astfel de raport, nu-l puteți efectua-o dumneavoastră? Și a treia întrebare, aș vrea să știu de ce nu a fost contrasemnat de nimeni și a fost doar semnătura dumneavoastră. Încă două întrebări scurte, dacă știți că în acea perioadă conform...
Încă două întrebări scurte. Dacă știți că în acea perioadă tatăl domnului Mădălin Tudorache a decedat, iar soția dânsului, însărcinată în 2 luni, a suferit un stres imens, având în vedere că era singurul salariat în casă, domnule primar. Domnule, chiar bateți câmpii la modul propriu, așa. Păi e decizia instanței. Ne-a mai făcut unul tot din formația aia și, uite, avem juristul nostru cel mai tare din parcare, în care mă acuză de tentativă de omor. Văd că mai am o tentativă de omor. Faceți plângeri penale, fraților. Păi nu, dar nu știu ce are această chestie și nu știu... E o postură aiurea să puneți astfel de întrebări care nu au niciun sens. Ca primar pot da calificativ oricărui angajat din primărie. Iar pentru chestii juridice, vă rog, domnul secretar, vorbiți despre ce e vorba, ca cere dividerea subordonată noastră. Ca să face evaluarea unui subordonat, trebuie să nu fii în relații de dușmănie cu el, scrie în codul administrativ. Ori la momentul acela, el dăduse niște declarații împotriva mea, într-un anume loc. Prin urmare, am considerat ca să înlătur orice dubiu cu privire la imparțialitatea mea legată de evaluare, să declin acest atribut șefului aparatului de specialitate, care în speție e domnul primar, care poate să evalueze pe oricine. Și evaluând dumnealui, de aceea nu a mai contrasemnat nimeni, pentru că nu avea cine. Conform legii, domnul primar aprobă rapoartele și nu le evaluează. Da, dar legea are și o excepție, domnul consilier local. Dar oricum nu face obiectul discuției, mai ales că spuneți că s-a pronunțat o instanță pe actul administrativ privind evaluarea. Nu înțeleg ce ați vrut să scoateți, care a fost întrebarea. Dacă domnul primar avea la cunoștință că nu dumnealui trebuia să întocmească acel raport, ci dumneavoastră. Aveați la cunoștință, domnule primar? Eu am făcut un raport prin care am reliefat, în fapt, și drept... Iar instanța nu va da dreptate. Instanța nu va da dreptate. O să verificăm. Declar ședința închisă. Vă rog, domnul Guban. Având o experiență de 8 ani ca parlamentar, și participând la atâtea ședințe de plen și de comisie, pe care o perioadă am și condus-o, vreau să vă aduc la cunoștință că sunt foarte multe drepturi acordate cetățenilor, presei, membrilor Parlamentului, membrilor executivului din Parlament, dar sunt și lucruri foarte bine reglementate. Eu vreau să cer Consiliului Local și dumneavoastră, domnule secretar, dumneavoastră, domnilor primar și viceprimar, să ne gândim la reglementarea numărului de intervenții și a duratei acestora, așa cum este prevăzut și în Parlament. Pentru că așa noi putem să ținem o ședință, pentru că un coleg de-al nostru vrea să pună 100 de întrebări și să o ținem 3, 4, 5 ore. De ce? E normal acest lucru? Da. E absolut anormal. E absolut anormal. Este normal, deci, este normal într-o democrație. Deci, dar nu v-am întrebat pe dumneavoastră dacă e normal. Mai avem și alte treburi. Eu lucrez la privat. Eu dacă stau 2 ore la o ședință, eu trebuie să stau peste programul meu de lucru și plus că am și alte lucruri. Deci... Să ne rezumăm la ce avem de discutat. Amendamentele se discută în cadrul comisiilor. Comisiile sunt publice. Tu dacă ai de făcut 10 amendamente, poți să vii la comisie. Și se punctează acolo, iar aici doar dezbatem ce mai afară. Adică, sincer. Domnul Gubandru are dreptate. Aici nu putem să batem câmpii de fiecare dată la masa Consiliului. Domnul Sangiu, aveți ceva de spus? Da, domnule primar, am văzut în presă că instanța s-a pronunțat referitor la terenul din Orizont și a dat dreptate Consiliului Local. Dacă aveți detalii despre această problemă. O să dau cuvântul domnului secretar și, în ciuda poziției unora chiar din Consiliul Local, propunerea domnului secretar de a nu vota ceva care nu sunteți și cel puțin pe partea consilierului PSD
le-am zis atunci când ne-am întâlnit separat să nu voteze până nu avem o situație foarte clară din partea instanței. Această situație o avem și vă rog, domnule secretar, să explicați colegilor. Păi așa cum s-a dispus la una din ședințele de Consiliu anterioare, s-a realizat inventarierea terenului din cartierul Orizont, proprietate privată, înainte de pronunțarea sentinței, asta ultima de care se face vorbire, și vom solicita Ministerului Finanțelor să ne dea terenul... Dar ce s-a întâmplat la Ploiești și care va fi pasul următor? Asta a fost întrebarea. Dar dați mai multe detalii acolo ca să înțeleagă oamenii. Acel teren nu este al nostru. În ciuda celor care au susținut, inclusiv prietenul de lângă dumneavoastră, că e pe terenul primăriei Buzău, nu este terenul primăriei Buzău. Și făceam un abuz și făceam și dumneavoastră, intram cu toți în aceeași treabă, că noi vindeam un teren care nu este al nostru. Ce anume? N-ați înțeles ce am spus eu. Da, deci vom iniția ca pasul următor. S-a realizat inventarierea terenului rămas nevândut. Urmează să facem o hotărâre de Consiliu Local prin care să solicităm statului român să ne dea această suprafață de teren ca să... Ceva de gen. Este terenul nostru sau nu e terenul nostru? Nu. Este al statului român, da. Ca să voteze să vândă teren. Cum putea? Întrebare. Dacă nu mai sunt alte discuții, domnule Eder. Din partea mai multor cetățeni au venit solicitări de creștere mai mare sau mai mică a numărului de parcometre. Foarte mulți aleargă după un parcometru să-și plătească parcarea. Știu că există și posibilitatea, și le-am explicat și eu, că există posibilitatea plății prin programul instalat pe telefon sau prin SMS-uri. Da, dar marea majoritate în continuare sunt rămași, să spunem, la chestia de plată clasică și anume la parcometre. Probabil că știți situația, sunt destul de rare în zonele de parcare și au solicitat care mai de care acest lucru. Iar al doilea lucru, în ultima perioadă știți foarte bine, s-a pus foarte mult accentul pe educație, s-a pus foarte mult accentul pe cultură. Pe de altă parte, din marea parte a orașelor mari face parte această zonă despre care să vorbesc, acea zonă de vânzare de carte. Odată cu reamenajarea pieții Dacia, s-a pierdut în municipiul Buzău această zonă de vânzare a cărții, zonă într-adevăr ambulatorie. Eu cred că putem să dezbatem această problemă și într-o perioadă să găsim o zonă să le oferim. Pe de altă parte, sunt oameni care au trăit din acest loc. Și cred că ar fi frumos totuși și pentru orașul nostru să existe o zonă în care să se vândă carte. Vă mulțumesc foarte mult. Declar ședința închisă. O zi bună.